Discuția dintre Daniela și Irina e din când în când întreruptă de strigătele lui Titel. Se pare că bărbatul se simte nebăgat în seamă și asta le enervează la culme. Ospătar! Până acum sunt femeia de serviciu, sunt servitoare, acum sunt ospătar, ce repede mai avansat. Adică ai mai multe roluri. Da, eu... Toate de subordine. Da, da. Dar el nu are nimic, el e șef, pasă, șeful, peste tot. Duelul la distanță continua. Ce mai vrei, mă, mâncă-ți acolo, vedeți de masa ta și gata. Da, ce mai, acum ai nevoie de mine, așa faci. Și cum crezi că o să evolueze viața asta aici? Nu crezi că o să fie mai arătat pentru copii, ca să văd atâtea înjurii, atâtea bătări, atâtea certuri? Nu, crezi că e mediu propice pentru ei? Eu îi zic lui, voi nu mai ne certați când sunt copii. Chiar nu poți să avem și noi discuție, chiar o familie. Trebuie numai să începem să asculte copiii, să se sperie, să... Pe toată lumea jinește, pe toată lumea... Trebuie să fie ca el. Nu se începe, sunt copiii mici, că se sperie, că aude, că trebuie să are noapte. Hai, vedeți de masa ta și copiii în optan sau? Noapte, dar nu, doar eu vor cu fata. Și băiatul? Și băiatul cu el aici. Hai, gura, stai, ia prin casă, ia prin zi. El nu știe ca să stea cu el. I-am zis, stai și aici în cameră unde sunt eu cu fata. Să vezi și tu înțelezi și să mă văd pe lângă ea. Eu pe asta o iubesc. Pe cine? Asta o iubesc. Asta? Bebelușe asta. Ia uite-o. Bebelușe. Cine credea că Titel nu poate fi grijuliu și tandru, se înșela. Ce e acolo? Vin? Sau da, ulei? Ulei. Ulei. E motorină. Motorină. Dacă n-a fost la fotbal, bea acasă. Și când merge la fotbal, unde bea? În sat. Da, cu prietenii, cu prietenii, vrea, mănâncă, face grătare, dar dacă zic să facem și noi de unde casă. Mai umor cu grătare, păi cu prietenii cum stai? Să rămână sănătate. Și când vine acasă, nu mai, hai, fără să mănânc. Și până ce nu mai, gata, că m-am adormit. Păi să înțeleg că tu simți că el ține mai mult la prieten decât la tine. N-are cum să... N-are cum, nu? Nu. Se înșală. Se înșală, da. Dacă ar sta cu tine mai mult... Da, dacă ar ieși cu tine așa cum iese cu prietenii, tu ai fi gata să faci tot ce-ți stă ție în puteri ca să fie mulțumit de tine? Fac ce zice el. Faci ce spune el? Deci eu când vin la cumpărături, îl întreb ce să cumpăr, ce mâncare vrea, eu nu... Ce bun, de la cumpărături și până în cratiță e drum lung. Să mă... dacă mă întreb după mine. Da, bineînțeles. Ce dracu m-ai întrebat tu pe mine? Că e dracu, când te duci la piață... Dacă ele au început și... Eu cred așa. Eu cred că niciun om nu e chiar așa nemulțumit fără vreun motiv anume. Tu ești nemulțumită dintr-un anume motiv și el e nemulțumit de tine dintr-un anume motiv. Ți-ai pus vreodată problema asta? Că tu poți să crezi că îi gătești mâncarea cum îi place și de fapt să nu fie deloc? Așa cum îi place? Mai sunt încă și asta. Dar dacă... Dar nu simți nicio tragere de inimă, a? Da, pentru că sunt prea mult singur. Dacă el ar... Dacă te-ai îmbrăcat și tu la bucătărie mai sec pe așa să mă să mănânc cu plăcere, poate aș mânca. Aha. Da, așa este. Deci trebuie să lase un pic fiecare de la el și să încerce să-i facă pe plac celuilalt. Pentru că fiecare așteaptă, de fapt, ca celălalt să facă primul pas. Și de asta nimeni nu face nici măcar un pas de pitic spre ceva mai bun. Și nu se înregistrează niciun progres, ci numai regres. Pentru moment, consilierul de urgență a reușit să calmeze spiritele. Însă, într-o casă în care totul e haotic, e nevoie și de puțină ordine. Irina Petrea e hotărâtă să-și asume această responsabilitate. Ești urâtă, vezi? Hai să te mângile. Ia uite ce îți face, mami. Ia, facem așa, țac, 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 țac. Hai să te mângile. Păi cum nu vrei? Nu vrei tu, că ești rea. Uitai tu? Dar frica. Uite cât de rea e că nu vrei. Stai să te mângile asta odată. Nu, 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 n
Un astfel de mediu își lasă adânc amprenta asupra copiilor. Viitorul nu sună foarte bine pentru micuța Andreea. Consilierul de urgență ne explică de ce. Rău, urâtă, bună. Un cuvinte pe care nimeni nu le merită, cu atât mai puțin un copil de 2 ani. În timp va ajunge să creadă despre ea că e și rea și urâtă și nebună și mai mult va învăța să le adreseze și altora. Adică va învăța să vorbească urât. Ce faci, fărăiță? De ce plânge fata? Nu știu să-i tai în inima la mine. Aolo, dar proastă mai e. Păi de ce? Dacă ești incapabilă tu? Ei, da, păi nu ești nebună. Păi ce mână ține fața cum trebuie, fă? Asta te mândri, că mai e una. Hai la tati, hai la tati. Îi rog, bă, că moata asta e incapabilă, asta ce să-ți facă. Hai, ridică-te, întâi ce o regi tu, hai, ridică. Să faci mai multe dacă îmi faci. Păi nu vezi că nu stă. Păi ți, hai, hai cu tati, ia. Dă mână tot așa, hai să facă fața frumoasă. Hai să facă fața frumoasă, hai să facă fața frumoasă, hai. Gata, dar nu uite nimic. Hai, mai repede. Uite, mă, uite, fala mine. Tâmpit-o care ești. Fără mine îi mori, nu te răscuți. Ești moartă fără mine. Hai, mă, uite, mă. Cum să-i tai dacă nu văd? Uite cum faci. Ea ca și tine, Odilie. O nebună, Odilie, mă, la pătrătărea mai ea. Acu ești fără, da, vrea cu jucă acolo, că nimic nu. Ia uite, hai, fă, așa vorbești cu ea. Fă la boală, nu aici. Cum ești? Cum faci? Incapabilă. Da, e brutală cu fetița? Poftim? E prea brutală cu fetița? Nu e brutală, e proastă, nu știe să... Da, nu știe să procedeze cu ea, nu știe cum să... Dacă nu știe să mintă sau să convingă un copil de 2 ani, cum să mă convingă cu mine? Cum vrea, nu stă la... Hai, spune, dar vrea, nu mai vorbi tu. Păi nu știi că nu stă la fiecare dată. Hai, din gură, păi dacă nu știi tu, da ce mai vorbi. Dar la tine stă mai liniștită. Poftim? La tine stă mai liniștită în brațe. Mai zice ceva? Dar nici el nu stă să-i tăi unghiile. Asta cu unghiile, o ține mai unghiile. Dacă tu ești incapabilă și nu știi și nu poți, la teama-o pe mine. Cum ar trebui să facă treaba asta? Da, el știe. Ca femeie, dacă e femeie, trebuie să știe, să găsesc eu o modalitate. Să te-ai de acord cu mine, nu? Ca părinte trebuie să găsești o modalitate să faci pentru copilul tău, să nu-l speri. Uitați și dumneavoastră un lucru ăsta. Hai, du-te la mamă, du-te la mamă, du-te! Hai, hai să te spun. Cum vă rupesc că nici asta nu vrea să vină la tine, nici asta nu te iubesc. Ești tu acasă, dacă nu ești tu? Ia, hai du-te la mamă, du-te la mamă, tu. Nu zici, nu s-a duce. Păi dacă nici cum copil nu o iubește, bă, ăsta, nu-i? De 2 ani. Așa este ea, nu că... E genetic sau cum? Ea trebuie să manifesteze ce vine prin cap. Ai făcut așa cu mâna. Are nebunat, dar... Da, dracu, gură, păi, dar ai dracu de în gură, păi, nu? Da, nebunat, păi nu vezi că la mine, la mine de ce să pătoam? La mine de ce nu ce? De ce? Păi eu știu să mă impun în fața unui copil, știu să vorbesc, chiar dacă ții pune ori, și prințipe de să-l poate rezolva cu copilul. E limpede că atunci când e vorba de copii, Titel se pricepe, dar nu-l interesează, iar Daniela e interesată, dar nu se pricepe. Și cum pentru fiecare lucru există o explicație, consilierul de urgență vrea să afle mai multe despre copilăria celor doi părinți. Da, în familie, relația ta cu părinții tăi, cu tata, da, cu mama, mă spărgea, mă. Cu bătaia. Ia, ce mă bătaia. Serios? Pe cuvânt. Mă rog să mă crezi că nu mă rupea cu bătaia. Din ce motive te bătai? Ah. De mic, eu mi-a plăcut fotbal. Și nu te-a dat la sport să nu, faci? Nu, mă, dar pe de-acolo îi plăcea. Tată, am avut tată de dure, Dumnezeu să-l mixe. Și el cum cu ea cum și el mă împăcam foarte bine, dar era mecanic autoșofer și plecat și venea la 2 săptămâni. Și mai mult era plecat. La 2 săptămâni acasă. Deci, practic, tu ai crescut fără un bărbat în casă, așa. Mama era. Și când mama era. Și bărbatul și mama. A, și tu ce simțeai când te bătea? Erai supărat? Plângeam de... Și te simțeai cum? Penibil. Rău. Normal, vă dau seama. Mă duceam la fotbal și venea cu parul după mine. Uh-huh. Trebuie și învăță și nu învăța nimic. Și n-a trebuit să ducă toată la un club de fotbal să vadă, pentru că aveai talent. Am fost la un club mare, singur. Dar mai cu mai mult cu, da, cu la 12-13 ani și mi-a fost rușine să mai mă duc. Am dat selecția, am luat probă. Serios? Și mi-a fost rușine să mă duc. De ce ți-ai fost rușine? În general, copiii care sunt bătuți, se închid în ei, da? Mulți devin foarte agresivi și au impresia că nu sunt buni de nimic, că nu sunt în stare de nimic, că ei nu o să reușească niciodată să facă ceva. Și asta te-a făcut pe tine să te rușinezi. M-am închis și acum.